Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului județului Suceava pentru anul 2021. El a subliniat faptul că cele mai multe fonduri vor fi alocate pentru cheltuielile de dezvoltare. Gheorghe Flutur a mai spus că bugetul județului pentru acest an este de 616 milioane de lei, respectiv 126 de milioane de euro, fiind cu 5% mai mare decât cel din 2020. Gheorghe Flutur a spus că a discutat cu toți consilierii PNL, PSD și PMP despre modul în care vor fi gestionate cheltuielile de funcționare. Președintele Consiliului Județean Suceava a explicat că prin buget pentru Spitalul Județean Suceava se alocă în momentul de față o sumă de aproximativ 8 milioane de lei, urmând ca în a doua etapă să se mai aloce încă 10,8 milioane de lei. Gheorghe Flutur a precizat că pentru drumurile județene bugetul pentru anul acesta este de 290 de milioane de lei, peste 60 de milioane de euro. De asemenea, Gheorghe Flutur a mai spus că pentru aeroportul Ștefan cel Mare se alocă 5,5 milioane de lei, pentru Muzeul Național al Bucovinei 15,3 milioane, pentru Centrul Cultural Bucovina 11,8 milioane de lei, pentru Biblioteca Bucovinei 3,7 milioane, pentru ISU 1,2 milioane de lei, din care vor achiziționa și 10 panouri de avertizare meteorologică, pentru Centrul Militar Județean 500.000 de lei, pentru Învățământul Special 14,9 milioane de lei, pentru Serviciul Salvamont 1,1 milioane de lei, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor 3 milioane de lei și pentru programul Laptele și Curnul o sumă de 13,3 milioane de lei.